Vreau cu ajutorul lui Dumnezeu să vă citesc o predică a fratelui pastor Evanghelie Luteran Farer, nu? Așa se spune pe germană. Wilhelm Busch, născut aproximativ, cred că până 1997 și, de fapt, această predică a fost înregistrată cu puțin timp înainte de moarte, în 1966. A murit venind de la evanghelizare și a murit într-o mașină. În fapt, nu știu ce a avut. Bun, acum să găsim cartea. Eu am primit-o, am cumpărat-o, sunt două ediții. Am dat-o și, dar am una în format electronic. Da, și să citim. Cartea se numește Wilhelm Busch, Iisus, destinul nostru. Predicile sunt aproximativ din anul 1966, ultimul an de viață, cred că. În 1938, în prima perioadă, în prima perioadă nazistă, când toți erau pro-nazi, chiar și America sau alte țări, el a făcut o conferință în care, și care spuneau că destinul nostru este destinul nostru sau cea de genul ăsta, sau că Germania este destinul nostru, el a spus, Iisus este destinul nostru. Eu vreau să vă citesc o predică despre anticrist și cred că aici am găsit-o. Cu motorul de căutare am găsit 13 rezultate, 13 ori găsit cuvântul anticristul în cartea sa, care are mai multe predici și asta este foarte interesant. Să citim. Este un pic de să găsesc titlul, știi? Când va fi sfârșitul lumii? În urmă cu câtva timp, am avut o discuție cu un industriaș. Știți că în Germania sunt mulți industriași, mai ales erau, nu știu acum. El m-a bătut pe umăr și mi-a spus: domnule pastor, e bine că le spuneți tinerilor să aibă o purtare frumoasă. Eu am răspuns: ca să fiu sincer, trebuie să mărturisesc că nu prea fac mari iluzii despre aceasta. În Biblie scrie că inima omului este rea încă de când e tânără. Și tare mi-e teamă că îndemnurile nu ajută prea mult. Eu aș vrea cu totul altceva. Da? Ce anume? Aș dori mult ca acești tineri să devină proprietatea Domnului Iisus și să fie acum și în veșnicie copiii lui Dumnezeu, explic eu.
Ah, răspunde el, domnule pastor, cum puteți să spuneți așa ceva? Să rămânem totuși cu picioarele pe pământ. Un cuvânt, nu, un cuvânt bun, nu-i așa? Să rămânem cu picioarele pe pământ. Atunci am râs tare și l-am întrebat, de fapt, pe care pământ veți să rămâneți, domnule director? Încă n-ați observat că de mult se clatină pământul de sub noi? Cred că nu e nevoie să fii director în industrie ca să-ți dai seama că pământul de sub picioare noastră devine extrem de nesigur. Asta e teama care umple pe omul de azi. Toți strânjesc după siguranță, dar nu o află nicăieri. Unul își pune bani într-o bancă elvețiană, altul își construiește un bunker în Bolivia. Siguranța trebuie să se afle undeva. Totuși, simțim cu toții că la urma urmei, ea nu există. De aceea nu e de mirare că întrebarea despre sfârșitul lumii este tot mai actuală. Cum e cu sfârșitul lumii? Da, este un semn al timpului nostru că ne întrebăm mereu când va fi sfârșitul lumii. Acum câțiva ani a apărut o piesă de teatru cu necunoscutul scriitor elvețian Dürrenmatt, Fizicienii. Piesa se termină cu aceea că unul din fizicieni face un prognostic foarte sumbru. Este inevitabil ca omenirea să folosească într-o zi bomba atomică și să se distrugă astfel singură. Iată textual concluzia piesei. Citat. Undeva în spațiu, pământul radioactiv își continuă revoluția în jurul axei la nesfârșit și inutil. Ai impresia că și vezi acest pământ pustiu răsucindu-se în spațiu fără viață și fără țel? Când un scriitor modern vorbește cu o sinceritate atât de brutală despre sfârșitul lumii, cum ca și Sofonie de la Baia Mare, Stefania 1:3, merită să luăm aminte. Dar eu nu cred că are dreptate și că într-o zi pământul radioactiv se va răsuci în jurul axei lui fără niciun rost. Dacă i-a spune asta domnului Dürrenmatt, te-a întrebat, de ce nu credeți din concluzia logică a ceea ce se petrece sub ochii noștri? El i-aș răspunde, pentru că în Biblie scrie altfel. Domnul Iisus a spus, neamul omenesc nu va trece până la sfârșit. Dar poate va fi sfârșitul din sfârșit. Sfârșitul din sfârșituri. Așa că nu se va întâmpla cum ziceți dumneavoastră, chiar dacă așa pare să fie. Bineînțeles că totul depinde de prognosticul de viitor pe care vrem să-l credem. Există două metode ilegale ca să se convingă cineva despre viitor. O metodă e cea pe care a imaginat-o Joseph Goebbels. Ea constă în a imagina pur și simplu cum va arăta viitorul. Îl aud încă spunând, citat, în 5 ani orașele noastre germane vor fi mai frumoase ca oricând. Metoda constă de ce n-am proiectat propriile imagini, asta e socialism, propriile imagini dorite în ceața care văluie viitorul. Maestrii această metodă sunt așa numiți martori al lui Jehova. Cei mai în vârstă dintre noi poate că își mai amintesc. În 1925 au fost afișe la toate colțurile străzilor. Milioane din oamenii care trăiesc acum nu vor muri. Acest slogan a provenit de la studenții în Biblie. Și apoi, în anii care au urmat, au fost mai mulți morți ca niciodată în istorie. Acești oameni și-au imaginat pur și simplu ceva roz pentru viitor. Mai târziu și-a schimbat numele în martora lui Jehova și acum probabil că născocesc chiar ceva. Cealaltă metodă ilegală este că cineva se lasă sfătuit de predicători. Mărturisesc că la asta nu mă pricep deloc și n-aș vrea să înțeleg nimic din ghicitorie, spiritism, astrologie, radiestezie, horoscop sau mai știu eu ce. Aș vrea să vă spun de ce nu vreau să știu nimic despre toate acestea. În Biblia mea scrie de câteva ori cam așa, citat. Așa vorbește Domnul, dacă se duce cineva la cei ce cheamă morții și la ghicitori,
Îi voi nimici sufletul din mijlocul poporului meu. Deoarece însă pentru mine un lucru atât de prețios să aparțin poporului lui Dumnezeu să fiu mântuit, m-aș feri de contactul cu lucrurile acestea. Iar dacă cumva ai făcut-o, te rog de dragul mântuirii tale, du-te într-un loc liniștit, cheamă-l pe Iisus, mărturisește-ți păcatul și roagă-l să-ți dea iertare. Eu m-am hotărât să mă încred în cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, deoarece în primul rând este evident că El poartă pecetea adevărului. În al doilea rând, oamenii din Biblie au spus, citat, așa vorbește Domnul. Există deci o cale justă, corectă de a afla ceva despre viitor. Biblia vorbește cu noi despre viitor. Când ultimul război a ajuns la punctul culminant, Gestapo mi-a interzis să mai predic. Nu mai aveam voie să călătoresc ca să țin conferințe. Numai în Essen nu mi se mai interzisese încă. Și chiar dacă țineam în fiecare seară o oră de studiu biblic în vreo pivniță din orașul distrus de bombe, aveam totuși mult timp la dispoziție pe care l-am folosit studiind în amănunt Apocalipsa lui Ioan, Cartea Revelației, zic eu, ca să zice pe engleză, ultima carte a Bibliei. Am fost captat în chip deosebit de mare actualitate a mesajului ei și mi-am propus să împărtășesc și altora puțin din ceea ce am învățat. Acum aș dori să vă arăt ce spune Biblia precis despre viitor. 1. Iisus vine iarăși. Biblia o spune foarte clar. În punctul central al așteptării creștinilor stă marele eveniment că Hristos cel disprețuit vine iar în glorie. Când s-a înălțat la cer, ucenicii stăteau acolo să uitau după el cum dispare în alte dimensiuni. Citat, un nor l-a ascuns de ochii lor. Iată stau doi soli ale lui Dumnezeu lângă ucenici și spun, citat, acest Iisus va reveni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iisus vine iarăși. Din dimensiunea lui Dumnezeu va reveni Domnul Iisus într-o zi în glorie în lumea noastră tridimensională. Aceasta este nădejdea creștinilor. Trebuie acum să vă povestesc simplu cum mi s-a revelat acest mesaj oarecum străin. Acum vreo 35 de ani am venit ca tânăr pastor într-o parohie de mineri la Essen, între cei cam 12.000 de mineri stăteam eu tânăr de 27 de ani. Nimeni nu vrea să știe nimic despre mesajul meu. În mijlocul parohiei se afla o piață mare, pustie și tristă, înconjurată de blocuri de locuințe muncitorești. Într-un colț al acestei piese rămăsese o căsuță mică, în care am amenajat curând o săliță unde am început să țin studiu biblic. Era frumos când vedeam oamenii venind unul câte unul, câțiva mineri, comuniști și liberi cugetători care voiau să audă ce-o fi având de zis popa, câteva măicuțe, câțiva copii, doi, trei tineri. Lucru curios, totuși, această mică adunare care se încropise a avut darul să stârnească toată populația parohiei. În cele din urmă am ajuns să fim deranjați de fiecare dată. Odată au aruncat cu pietre în geamuri. Atunci ne-am pus obloane. Altădată zonăiau pietrele aruncate în aceste obloane. Data următoare au jucat fotbal cu o conservă goală de tinichea drept în fața ușii stăliței noastre, astfel că nu se mai putea înțelege înăuntru ce se vorbea. Altădată au defilat cu fluiere prin fața săliței noastre, apoi au cântat. De nimica nu ne temem nici de Dumnezeu, nici de împărat, căci noi înșiși ne putem viața să ne mântuim. Iar noi cântam împreună, Domnul mă iubește și mă mântuiește. Ce vremuri! Într-o zi a fost deosebit de greu. Parcă se dezlănțuise tot iadul cu diavolii lui. Și atunci s-a întâmplat ceva ciudat. Un obiect greu s-a lovit de ușă și a căzut jos cu zgomot. Mi-am zis, acum a aruncat o bombă. Și apoi am auzit cum fugeau acei oameni. Nouă ni se făcuse inima cât un purice. Afară se făcuse liniște. Am deschis ușa și am văzut pe jumătate într-o băltoacă un crucifix mare de fier,
pe care îl cunoșteam. Ei smulsese de la un cămin catolic din apropiere și de-a lung casele în ușa noastră, ca și cum ar spune, citat, iată-l pe Hristosul vostru, în murdărie cu el. Era o seară sumbră de noiembrie, ploua, iar pe pământ în balta de apă zăcea crucifixul. Eu stăteam în picioare, la marginea pieții, pustii, înconjurată de locuințe și de puțuri de mină. În spatele meu stătea mica adunare, tremurând de teamă. Ochii noștri erau ațintiți asupra chipului Mântuitorului răstignit, care zăcea la picioarele noastre în oroi. M-am gândit, citat, Dumnezeu ar fi avut mii de motive să lase lumea pe calea pierzării și totuși nu o face. El îl trimite pe fiul său și acest fiu al lui Dumnezeu face ceva nemai auzit. El ia vina noastră asupra lui și se lasă pironit pe cruce. În loc ca omul să cadă acum cu fața la pământ înaintea acestui mântuitor și să-i se închine, el îi ia chipul și-l aruncă în oroi. Așa scuipă omul pe Dumnezeu în palma întinsă. Dar să știți, cel puțin oamenii aceia mai simțeau ură împotriva lui Isus. În zilele noastre oamenii nici măcar nu mai urăsc. Ei aruncă crucea în oroi în mod conștient, cu o deplină indiferență. M-a cuprins în seara aceea o mânie surdă. Mi-am zis, ce va face Dumnezeu acum? Acum trebuie să cadă foc din cer. Dar n-a căzut foc din cer. Doar ploaia cădea cu găleat, iar chipul Mântuitorului răstignit zăcea în oroi. De departe am auzit un râs bajocoritor. Și atunci mi-a trecut dintr-o dată prin minte, citat, lucrurile nu vor rămâne așa. Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru lume, nu va fi totdeauna disprețuit. Nu. Nu va rămâne așa. El nu vrea să-și manifeste aici puterea și gloria. Chiar citatul. Dar vine ziua și este foarte logic când lumea aceasta, care l-a disprețuit, va trebui să vadă că El a fost singura șansă pentru noi oamenii și că El e împăratul lumii. El va veni iarăși în glorie. Și pe când stăteam acolo în ploaie împreună cu mica mea adunare, cu piața tristă și cu crucifixul în băltoacă, pregătindu-mă să mă întorc în sălița noastră, m-am bucurat pentru prima oară cu adevărat de mesajul Iisus vine iar. M-am dus la pupitru, am deschis la Matei 24 și am citit. Și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere, cu mare glorie. De atunci n-am încetat să mă bucur. Știți, când văd cum e disprețuit Mântuitorul meu, Mântuitorul care mă salvează de la moarte, care iartă păcatele, care mântuiește și face fericit pe cineva. Atunci mă bucur că vine ziua când îi va cădea de pe umeri haina disprețului, spoliu, nu? Și va reveni în glorie. Izvorul, nu? Când am intrat pentru prima oară în marea sală, veile house, casa noastră de tineret din Essen, era un singur tablou pe perete în sala cea mare în care se adună multe sute de tineri atârnând tablou cu a doua venire a Domnului Isus. În partea de jos se vede un oraș, deasupra norii, iar pe nori un cal alb și pe cal e el, împăratul cu mâna ridicată care a fost străpunsă la cruce. Întorcându-mă spre predecesorul meu, pastorul Veile, am spus, e un singur tablou pe care l-a agățat pe perete. Nu e cam curios pentru casă de tineret?
Eu nu aș fi ales altceva. Atunci el mi-a explicat. Dragă frate, bă, toată săptămâna tinerii sunt în birouri, în școli, în fabrici, în mină. Când îl mărturisesc acolo pe Iisus, primesc numai batjocură și dispreț. Iar dacă nu vor să păcătuiască împreună cu ceilalți, sunt luați în râs și atacați. Atunci devin adesea descurajat și când vin în această sală, tabloul are menirea să se liniștească. Că Iisus învinge, este pecetluit pentru vecinicie. A lui va fi tot pământul. Cât de minunată e această mare nădejde, am experimentat eu însumi în viața mea. În timpul celui de-al treilea Reich, asta este nazismul german, național-socialismul german, muncitoresc ce-o fi fost el, socialist, am fost arestat la Darmstadt după ce vorbisem despre Isus într-o mare adunare. Și deam în mașină în spate, lângă comisarul SS. În jurul nostru stau sute de oameni. Omul SS de la Volana a primit ordinul. Dă-i drumul. Dar motorul a refuzat să pornească. Era cu siguranță o mașină bună, dar motorul nu pornea. Demarează odată, striga comisarul, dar motorul refuza. Și iată că din mijlocul mulțimii, un tânăr a urcat pe treptele bisericii și a început să cânte cu voce pătrunzătoare pe deasupra mulțimii. Citat. Că Iisus învinge este pecetluit din veșnicii. Al lui va fi tot pământul, căci totul e după moartea lui. În mâna lui predat, după lupta de pe cruce, el s-a înălțat pe tron, da, Iisus e învingător. Apoi a dispărut în mulțime. În sfârșit, motorul a pornit. Atunci spun comisarului, bietul de dumneavoastră, eu sunt totuși de partea învingătorilor. El dă din umăr și murmură. Și eu făceam odată parte din Uniunea Creștină a Tinerilor. Așa, spun eu. Și astăzi arestați pe creștini? Îmi pare rău pentru dumneavoastră, n-aș vrea să schimb cu dumneavoastră. Apoi am plecat spre închisoare. Dar orizontul meu se lărgise. Aveam înaintea mea gloroasa perspectivă a revenirii lui Isus. Cu cât vremurile devin mai grele, cu atât mai importantă este așteptarea de veni, așteptarea venirii lui Isus. Vedeți, această venire a lui Isus în glorie pe pământ va fi a treia venire a lui Isus. El a venit prima oară ca om, la Melchisedec sau poate la Petru. Atunci a stat ca prunc în Iesea din Betleem, născut din Maria. Acest lucru îl sărbătorim la Crăciun, dacă știm cel puțin despre ce este vorba, și anume că Fiul lui Dumnezeu a devenit om ca să facă din noi copii al lui Dumnezeu ca să devină fratele nostru. Acum, astăzi, Iisus este prezent în Duh. El a spus, iată, eu stau la ușa inimii voastre și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Înțelegeți de ce se face evanghelizarea? Noi vrem să-L ajutăm pe Domnul Iisus ca să poată veni acum la voi. În Biblie scrie, dar citat, dar tuturor ce l-au primit, le-a dat puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă deschideți inima. A doua venire a lui Isus va fi răpirea și el vine a treia oară în glorie aici pe acest pământ. Vedeți? Așa este logic. În clipa revenirii sale vom fi trecut prin toate sistemele de guvernare. Monarhie constituțională, monarhie absolută, democrație prezidențială și democrație populară, dictatură și mai știu eu ce. Și ne vom fi dat seama că toate nu valorează prea mult. Va trebui atunci ca Iisus, împăratul meu, să vină și să arate că El știe să guverneze. Punctul 2. Arab.
Ce precede revenirea lui Isus? Biblia spune că istoria își va continua cursul bucată de vreme peste veacuri, dar apoi începe aproape pe neobservate o perioadă în care ea se va apropia de sfârșit. Asta înseamnă pierderea harului de la biserică și darea lui la Israel. Iar pentru această perioadă vreau să folosesc o expresie care nu se află în Biblie. Să o numim epoca sfârșitului. Biblia spune: vine o vreme de haos și confuzie globală. O epocă în care oamenii nu vor mai face față problemelor lor. În această perioadă se arată neputința și confuzia oamenilor. Domnul Iisus însuși a arătat patru trăsături caracteristice ale acestei perioade de sfârșit. El spune: această epocă a sfârșitului e caracterizată prin haos politic. Iisus o exprimă astfel. Un popor se va ridica împotriva Marcu 13 și Luca 21. Un popor se va ridica împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății. Nu a mai existat încă niciodată epocă în care diplomații să fi ținut atâtea conferințe costisitoare ca în timpul nostru. Și încă n-a existat o perioadă în care să se facă atâta înarmare cu banii popoarelor ca în zilele noastre. Cu sumele investite în armamentul atomic s-ar putea construi orașe și astfel să se rezolve problema locuințelor. În loc de asta, spune, trebuie să ne înarmăm. Cel mai mic stat trebuie să aibă bombă atomică. Și totuși dorința de pace a popoarelor n-a fost nici când așa de mare ca astăzi. Nimeni nu mai vrea război, dar fiecare se înarmează nebunește. Prin asta se recunoaște haosul politic al epocii sfârșitului. A doua caracteristică pe care o numește Iisus e confuzia pe tărâm economic. Iisus spune, vor fi foamete și vremuri grele. Sunt destule alimente pentru ca toți oamenii să se sature și totuși nu au existat niciodată economiști cu studii ca în zilele noastre. Încă niciodată n-a fost așa de complexă economia mondială și totuși, după relatările Organizației Națiunilor Unite, ONU, vezi acolo, ONU, se pare că mai mult de jumătate din populația globului suferă de foame. Oare într-o societate așa de înalt civilizată ca a noastră, în care există atâtea bunuri, n-ar trebui ca oamenii să se poată sătura? Dar asta nu ne reușește. Confuzia și haosul economic cresc. Eu pot să spun pe de altă parte că este adevărat. Cei fără Dumnezeu suferă de foame, dar cei cu Dumnezeu suferă de mâncare, pentru că mănâncă, Dumnezeu le dă ca la claponi. Că zice, oamenii ce puși în cinste și fără pricepere sunt ca păsările de tăiat din ogradă. Cam asta e ideea. Și atunci mănânci că doare bine, că faci legământ ca Abel, știi? Ca și Cain, ca și toți ăia, oamenii sfinți. Și ajungi un gras. Că religia ta e mâncatul. Miel, iarna porc, mai bagi cartofi, mai bagi nu știu ce. Și, nu, și apoi, în același timp, ai un bucătar bun și nu. El trebuie să își facă meseria, dar suntem doi oameni aici pe stanță, știi? Până la urmă. Și totuși, după relatările ONU, se pare că mai mult de jumătate din populația globului suferă de foame. Pe de altă parte, și să iei pastile și aciduțul fără mâncare nu se face. Și problema în familia noastră e că trebuie să mănânc la prânz și să nu mănânc seara când iau pastilele. Și deci, dimineața și seara iau pastilele și mănânc prânzul. Și după aia, peste noapte, mă apucă
Stenahoria. Se pare că mai mult de jumătate din populația globului suferă de foame. Globul se numea Orbus, în catolicism vechi, Urbi et Orbi, orașului și lumii. Oare într-o societate așa de înalt civilizată ca a noastră, în care există atâtea bunuri, n-ar trebui ca oamenii să se poată sătura? Pe asta zice și Maria. Dar și Maria zice că nu toți cei mândri, nu. Cei zmeriți, da. Dar asta nu ne reușește. Vezi, și Maria era pocăită. Confuzia și haosul economic cresc. A treia caracteristică pe care o numește Iisus pentru epoca sfârșitului în care oamenii nu mai fac față problemelor este haosul religios. Iisus o exprimă astfel. Vă zice, iată, aici este Hristos. Acolo este Hristos. De curând un tânăr mi-a spus, ce să mai cred? Sunt romano-catolici, greco-catolici, reformați, luterani, unitarieni, metodiști, baptiști, armata salvării, penticostali, martorii lui Jehova, islamism, budism, etc. Ce să cred atunci? Eu am râs și am spus, tinere, nu-ți pierde curajul, să fie și mai rău, așa o predice Biblia. Așa zicea, nu, din anii 80, zâmbește, mâine va fi mai rău. Aceasta e caracteristica epocii sfârșitului. Pentru că oamenii nu se mai orientează după cuvântul lui Dumnezeu, de la Baia Mare, diavolul îi dezorientează. Deci hai să citim asta încă o dată. Aceasta este caracteristica epocii sfârșitului. Pentru că oamenii nu se mai orientează după cuvântul lui Dumnezeu, cum făcut Hegel, Bunăoară, Kierkegaard, Schopenhauer, sau Leibniz, sau Kant, sau Fichte, Schelling și alții, chiar și Homer și Platon, Hesiod și altul, Ovid, Nasone, sau, de exemplu, chiar și Flacus. Stătea la țară, era acolo ca călugării. Înțelegi? Virgiliu, mare, a fost un sfânt, de-aia și l-a ales Dante ca model. Nu. Cine mai scrie astăzi o comedie? Aceasta este caracteristica a epocii sfârșitului. Ascultați aici. Pentru că oamenii nu se mai orientează după cuvântul lui Dumnezeu, diavolul cu D mic, Dumnezeu e cu D mare, diavolul cu D mic, îi dezorientează. Cine e diavolul? Păi satana înseamnă vrăjmașul. Și vrăjmașul e în fiecare casă. Pentru că a zis Iisus, să nu credeți că am venit să aduc pace. Nu am venit să aduc pace, mai degrabă dezbinare și sabie și nu știu. Pentru că într-o casă 3 vor fi contra 2 și 2 contra 3. Unii vor fi creștini, alții vor fi bantustani. Asta este, suntem oameni, nu? Doamne, iartă-mă! Deci să mai citim o dată. Pentru că aceasta e caracteristica epocii sfârșitului. Pentru că oamenii nu se mai orientează după cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia, pentru noi, oamenii albi, europeni, cât o fi, pe unde o fi, diavolul îi dezorientează. Iar este un aspect că și negrii, în cea mai mare parte, au apetență tot la Biblie. Nu, asta vreau să spun. Coranul este cu totul și cu totul altceva. Coranul este o binecuvântare care te duce înapoi la Avram. Spune arabul, o carte arabească. Spune arab, da, domnule, m-am pierdut de butucul meu, de rădăcina mea, dar acum mă pocăiesc, mă întorc la Avram prin Ismael, prin Muhammad și Gabriel. Și mă duc și, și eu sunt fiul lui Avram și eu cred în Dumnezeu și eu sunt din butuc și mai sunt acolo texte misterioase, nu? Dar aceasta vor fi milenii să le citească, nu un biet, o biată căpățână ca a mea.
Deci, aceasta e caracteristica epocii sfârșitului, pentru că oamenii nu se mai orientează după cuvântul lui Dumnezeu, deci nu mai sunt baptiști, diavolul îi dezorientează, iar Dumnezeu îngăduie acest lucru. Aici e Hristos, acolo e Hristos. Confuzia și vălmășala religioasă e îngrozitoare. Când văd adesea cum aleargă oamenii din orașele mari de la o senzație religioasă la alta, atunci mi se ridică părul în cap. Ăsta, Bush era Kell. Wilhelm Bush era Kell. Sunt doi Wilhelm Bush. Unul era un umorist, care a scris despre unul, Max Moritz, și ăsta, care este mare, mare pastor de consiliere, de liniștirea sufletului, de la relax. Înțelegi, omule, la relax. Apropo, vreau să profit de ocazie și să-ți spun că niciun evanghelist nu te poate mântui. Te poate, zic eu, acum continui, te poate ajuta până la Dumnezeu, dar nu te poate mântui. Dacă nu-l găsești singur pe Mântuitorul, atunci ești sortit pierzării veșnice. Iar a patra caracteristică a epocii sfârșitului este: poporul risipit al lui Israel este adunat din nou în Palestina. Pentru mine, unul din semnele cele mai uluitoare ale apropierii sfârșitului este existența statului Israel. Asta a fost mare har care li s-a dat israelilor, nu? Că așa se numesc acum israelii. Unii spun că nu e un semn. Dar când m-am oprit recent la granița elvețiană și am văzut în fața mea o mașină cu semnele statului Israel, atunci a trebuit să mă gândesc. Se împlinesc promisiunile biblice. Numele de mașină o proclamă. Tatăl meu mi-a povestit că în anul 1999 li s-a oferit evreilor de la Baia Mare ca pământ de azil insula Madagascar. Însă evreii au spus nu. Noi avem o promisiune în țara părinților noștri. Uite câtă etică, zic eu, Felix. Dar întreaga lume a fost de părere. Așa ceva este imposibil. Astăzi însă există un stat Israel. Epoca sfârșitului e deci caracterizată prin aceea că omenirea, cu tot progresul, devine tot mai confuză și nu mai poate stăpâni problemele. Neputința omenească se vădește. Cât timp durează această epocă, nu vă pot spune. Biblia nu ne dă date. Și ba zice, nu este vremea, zic eu, Felix, le-a zis Iisus, nu este vremea voastră să știți vremea și soroacele. Acestea Tatăl le-a păstrat pentru sine. Voi merge și predicați Evanghelia, sau cam așa ceva. Neputința omenească se vădește. Cât timp durează această epocă, nu vă pot spune. Biblia nu ne dă date, ea însă ne îndeamnă. Citat, vegheați. Pavel spune despre ucenicii lui Iisus: noi nu suntem din aceia care dorm, ci suntem fii ai zilei și ai luminii. Dar când această epocă de confuzie a ajuns la culme, atunci, înainte de revenirea lui Iisus, e perioada anticristului, pe care o vom numi timpul sfârșitului. Noi trăim încă de pe acum confuzia epocii sfârșitului. Și această confuzie stigă după omul cel puternic. Da, după toiagul cel mai mare. Lumea strigă deja după omul cel puternic, după omul puternic, după Hulk Hogan, după Arnold Schwarzenegger, după ăia. Iar când confuzia a ajuns la Bruce Lee, nu? Chuck Norris. Iar când confuzia a ajuns la culme, atunci vine omul puternic și mare, care se numește Salvatorul Lumii. El nu e Hristos, și aș face o paranteză, nici pro-Cristul, ci anticristos. Și atunci urcă din mare, așa spune Biblia, un dictator și ia în mână domnia asupra lumii. Noi îl numim anticrist. Sub el lumea se va mai unifica odată. Această perioadă a istoriei e caracterizată prin încăpățânarea oamenilor. Fac o paranteză. Timpul anticristului, nici măcar ăsta nu, o va fi necaz mare, dar nici timpul ăsta nu va fi prea, nici el nu va fi mare șmenar, că va domni 7 ani, o săptămână, nu?
dacă știm din Daniel. Și în primele 3 ani jumate va fi un tip, poate ca oricare, un pic mai încornorat. Deci nu va fi așa, știi, nu va părea. Dar după 3 ani jumate, ultimii 3 ani jumate, aia va fi necazul cel mare. Nu, 3 ani jumate. Eu am 400 de ani, păi mă iei la basculă, ce-mi faci? Și după aia vine Iisus Hristos și îl nimicește cu suflarea gurii lui, cu limba, cu 2 tăișuri. Trebuie din astea. Înțelegi? Deci, asta se întâmplă. Nu vă bateți capul că anticristul și să mai luați pe arături. Nu, mă. Ce e aia 3 ani jumate? Înțelegi? Îți mai amintești ce ai făcut până la 3 ani jumate? Tu? Eu mai îmi amintesc una alta, dar nu știu dacă toți își amintesc. No, bun. Noi îl numim Anticrist. Sub el lumea se va magnifica odată. Această perioadă a istoriei e caracterizată prin încăpățânarea oamenilor. E ultima încercare a lumii de a se salva singură cu politică și programe economice. Biblia descrie fascinant această ultimă dictatură. Ea folosește în legătură cu această valoare simbolică. Trebuie să capeți lumină de la Duhul Sfânt, adică de la Maria, zic eu. Că ea e una cu Duhul Sfânt, e plină de Duhul Sfânt. Păi atunci ce înseamnă logică aici, tovarășul Hegel? Spuneți noi asta, să spună de Roșca, de la mărginimea Sibiului, de unde era el? Ca să o înțelegi. Vreau să vă spun cum vorbește Biblia despre Anticrist, acest ultim tiran. Profetul Ioan, fie că este Ioan teologul, adică Ioan teolog, fie că este Ioan evanghelistul și fiul Mariei și așa, fie și vărul lui Iisus, fie că este vreun profet pe care îl chema tot Ioan, profet apocaliptic, evreu, elenistic, evreu grec, cine știe cine a fost, nu este specificat că este chiar Ioan ăla, boss. Ne spune, și am stat pe nisipul mării. Dintr-o dată se urcă din mare o fiară, o bestie monstruoasă cu multe capete. Asta pot să spui că are cum mi-a spus mie cineva bună oară, cândva, câțiva ani, că eu am personalitate multiplă. Diademe astea sunt slăvi peste slăvi, nu ca tamburinele. Și un bot uriaș, adică un bot, poți să spui bot de porc, sau poți să spui bot de humpback whale, nu? De balene cu cocoașă, care hulește mult. Toți știm ce înseamnă cuvântul a huli. Cum să înțelegem această imagine impresionantă? Marea este imaginea lumii popoarelor. Cine a fost pe mare știe cât de liniștită e, ba chiar că nu se liniștește niciodată. La fel, nici lumea popoarelor nu se liniștește niciodată. Permanent e agitată. Ultimul salvator mondial urcă de aici. Toți marii politicieni din ultimele decenii au apărut pe scenă ca niște salvatori. Ei toți au urcat din marea popoarelor. Micul corsican Napoleon, micul caporal din primul război mondial Adolf Hitler, cizmarul Stalin. Toți sunt predecesori a Anticristului. Ei vin de jos, iar poporul extramă fericit, da, putem spune, dar și învățătorul Mao, nu? Ei vin de jos, iar poporul exclamă fericit, unul de al nostru, dar Mântuitorul meu, Iisus Hristos, nu vine, sau cheferistul dej, nu? Dar Mântuitorul meu, Iisus Hristos, nu vine din marea popoară, sau țăranul Ceaușescu, nu? Dar Mântuitorul meu, Iisus Hristos, sau avocatul Ion Gheorghe Maurer, sau filozoful Lucrețiu Pătrășcanu, sau românul Ștefan Foriș.
Acum 122 de ani, PCR, nu? Al internaționalei. Ei vin de jos, iar poporul exclamă fericit. Unul de al nostru. Adică care nu face minuni, nu face miracole, că asta e problema cu Isus. Cine să creadă așa ceva? Dar Mântuitorul meu, Isus Hristos, nu vine din marea popoarelor, ci din lumea lui Dumnezeu. Ce vă spuneam și eu. El este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Anticristul e numit Fiara. Ce să însemne aceasta? Despre oameni se spune în Biblie, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Cu cât mă întorc mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai uman devin. Cu cât întoarce omul mai mult spatele lui Dumnezeu, cu atât mai bestial devine. Marele dușman al creștinismului, Nietzsche, spune, cel mai nobil om e bestia cea mai blândă. El a înțeles asta. Anticristul va fi un om care se va fi lepădat total de Dumnezeu. El are pe Dumnezeu împotriva lui și este de aceea fiara, bestia fără inimă. El este un animal cu multe capete, citat. Ce vrea asta să însemne? Asta vrea să spună că el nu e prost. Oamenii vor spune, citat, are materie cenușie. El are și un bot de leu, alt citat. Asta înseamnă că el va umple lumea cu propagandă. Asta am avut deja o senzație acestui botișor de leu când l-am auzit urlând în toate difuzoarele. O, pot să-mi închipui nivelajul făcut de propaganda nebună atunci când va veni anticristul. Și ea va furor, nu? Ira furor brevis est. Mânia e nebunie scurtă. Și ea va cunoaște succes de plin această ultimă încercare a omului de a salva lumea fără Mântuitorul lui, Domnul Isus, deci fără pocăință și convertire. Și toate problemele vor fi rezolvate, vor fi rezolvate probleme politice, deoarece Anticristul creează o împărăție mondială. Și nu? Novus servus seculorum. Și problemele economice sunt rezolvate. Toți primesc cartele de alimente. Vor fi rezolvate și probleme religioase. Eu sunt salvatorul lumii, citat, spune Anticristul. Deci mie să vă închinați, încheie citatul. E neliniștitor să vedem cu câtă repeziciune, nu? Dincolo de 60. Uite, de exemplu, prietenul de-a mamei, când m-a dus la școală să văd acolo la Deva, ea mergea cu 60. Și vă recomand, care sunteți șoferi, care mai sunteți, și hai să zicem că dacă ești pătier, poate că nu, trebuie să ajungi, nu știu. Dar dacă ești șofer de ai mașină mică ca vitezomanul Gică, stai la 60, că ascultă-mă că îți reglezi motorul și inima și creierul și tot, suflet, duh. Ăla e lucru mare, mă. Era diriginta de muzică în gimnaziu. Fost cu ea, cu mama și cu Radu, cu Michele. No, bun, deci zice, eu sunt salvatorul lumii, spune Anticristul, deci mie să vă închinați. E nereștitor să vedem cu câtă repeziciune ne îndreptăm spre acest timp al sfârșitului. Vezi? Este și un timp al sfârșitului. Nu? Poți să bați la tobe la 100 de bătăi pe minut. Dar ce rezolvi cu asta? Ce armonie? Ce? Te arunci de-a dreptul în brațele vrăjmașului. În timpul acestei perioade de sfârșit, lumea întreagă va fi supusă anticristului. Numai creștinii vor spune, noi nu ne închinăm. Și trebuie să fac o paranteză. Tipul ăla de la Cradle of Filth. Eu nu ascult Cradle of Filth, n-am ascultat niciodată, mi-a fost de frică. Dar am văzut un videoclip mai de demult, eram pocăit însă, cu poze de-a lor pe Fear of the Dark. Și trebuie să vă spun că, ca și Marilyn Manson, ei sunt niște oameni, Marilyn Manson în primul rând că nu cântă rock, v-am spus, cântă un fel de soul,
chiar rhythm and blues sau așa, în fine. E bine, dar metalic, așa, cum. E bine, dar tipul ăsta de la Cradle of Filth, tip mai mic, așa, deci el ia pe rockeri și îi smulge și zice, băi, bossule, vezi că stau pe cruce, ce, cine sunt eu? Înțelegi? Deci sunt niște chestii acolo. Nu, el arată mai urât așa, dar nu arată chiar așa urât, știi? Se vede că e băiat bun, înțelegi? Pentru că pe Dumnezeu asta interesează. Băi, ești băiat rău, ești băiat bun, unde te duci? Ce fac cu tine? Păi, zic, să-l iei tu. Îl iau, Doamne, te servesc. Deci, înțelegi? Astea nu sunt făcute, hai că îmi vine mie să zdranga pe nu știu ce. Nu, sunt niște producători. În spatele producătorilor stau niște politicieni, niște congresmeni, niște direcții, niște culturi care, uite bă, vezi, mor rockeri în droguri sau așa, în bătăi pe stadioane. Și atunci hai să mai ajutăm, uite, vezi, dacă n-am reușit, sunt atâtea formații, vai de capul lor, hai să le dăm și unul care să îi scoată afară, știi, din mizeria aia. Și după aia, nu, după aia mai crești, mai citești o carte, te mai nu știu ce. Te apuci de filozofie, de geografie, de urbanism, te pocăiești, te devii orfan, te faci poet, citești teologie, citești poet. Și după aia nu te mai preocupa atâta ăla, dar oricum, omul ăla a fost un om, ăla solistul ăla, cred, care te-a scos din gunoiul ăla, din neviața aia a lumii, cum zice tatăl meu. Na, bun. Repeziciune, ne îndreptăm spre acest timp al sfârșitului. În timpul acestei perioade de sfârșit, lumea întreagă va fi supusă anticristului. Numai creștinii, cum e tipul ăla de la Cradle of Filth și cu trupeții lui, seamănă într-un fel, sunt un fel de linie skinhead mai, știi, mai contemporan, cum era pe atunci. Vor spune, noi nu ne închinăm. Fiecare trebuie să poarte un semn pe frunte. Dar creștinii vă spune, nu, noi avem un Mântuitor și acesta e Iisus. Și apoi urmează o persecuție. Există un cuvânt în Biblie care spune astfel, citat, cine nu primește acest semn, aici nu ne dă tot pe mână sau pe frunte, acela nu poate nici pe mâna dreaptă sau pe frunte, nu poate nici să vândă, nici să cumpere. Deci devii stateless, cum există, dacă te uiți pe pagina CIA World Report și nu te uiți cu interes dușmănos. Te uiți ca să înveți, că noi de la America avem de învățat. Vei vedea că, nu știu dacă în fiecare stat, dar și chiar și în România există stateless person, adică persoane care n-au drepturi, persoane care îți bagi jocorite, poate persoane care nu înțeleg foarte bine conceptul ăsta de stateless, dar oricum sunt. România vreo 300, dacă nu greșesc. Și sunt și în alte țări. În țări civilizate, țări orientale, țări africane, peste tot. Sunt oameni care sunt cumva excluși. Acum că ești exclus ca Mandelstam, asta e una. Sau că ești exclus, că ești, poate știu eu, un mare ogoranu țigan care ai putea să-ți conduci poporul tău. Eu nu mă îndoiesc, adică s-ar prea putea ca Mădălin Voicu să fie și el stateless, că ce, cine vrea să voteze pe Mădălin Voicu în România, nu? Ce român ar fi așa nebun să candideze Mădălin Voicu și să zicem, nu știu dacă a fost vreodată parlamentar sau ceva, și să îl bifeze pe fiul lui Ion Voicu. Deci suntem o cultură neapărat schizofrenic, asta ar fi un prea mare har. Franța e o cultură schizofrenică. Noi suntem o cultură bipolară, știi? Avem vinilurile, care suntem domni, cu Ion Voicu. Știm cine a fost Ion Voicu, îl iubim pe Ion Voicu, dar Mădălin Voicu lasă să devină și el ca Horia sau ca Cloșca sau nu știu care. Știi că până la urmă te gândești, vine... Hai că ți-o dau că ești frumoasă, draga mea, uite, ești frumoasă, asta e foarte frumoasă, ți-o dau ție că ești frumoasă, să-ți poarte noroc, înțelegi? Dar iubești oamenii ăștia, că oameni, uite, ne-o trimis Dumnezeu, nu? Dacă suntem creștini, iar, dacă nu mai suntem comuniști.
Chiar și comuniștii au avut dragoste față de asemenea oameni. Iar lui Ion Voicu, eu vă spun, Ion Voicu a fost și este și va fi Ion Voicu. Fiecare trebuie să poarte un semn pe frunte, dar creștinii vor spune nu. Noi avem Mântuitor și acesta e Iisus. Și apoi urmează o persecuție. Există un cuvânt în Biblie care sună astfel. Cine nu primește acest semn, deci, aici, uite cum, da, pe frunte sau pe mână, dreaptă, acela nu poate nici să vândă, nici să cumpere. Cu privire la acesta, un exeget din Suabia, pe nume Auberlen, scrie acum 150 de ani. Nu înțelegem prea bine de sensul acestor cuvinte, dar când vine clipa, împrejurările vor clarifica ideile. Și noi înțelegem acest lucru că și cunoaștem deja câteva regimuri totalitare. Dar eu cred că anticristul va fi mai mult decât totalitar. Va fi teocrație satanistă. Noi știm ce înseamnă aceasta. Un asemenea om nu mai capătă permis de ședere, cartelă de pâine, loc de muncă. El poate să creadă ce vrea, dar e fără țară și fără drepturi, vezi? Stateless. Și asta se întâmplă deja sub ochii noștri. Când am citit, sau poate stateless poate să însemne niște refugiați, cam așa ceva. Când am citit acestea, am fost zguduit și mi-am zis, și când te gândești că există oameni care cred că Biblia este depășită. Nu. Biblia nu e depășită, ci ideologiile noastre sunt demodate. Biblia ne călăuzește în viitor. Anticristul va tolera totul, ca romanii, nu? De aia au ajuns așa baștani. În afară de mărturia adusă adevăratului salvator și liberator, Domnul Iisus Hristos. De aceea va exista încă o dată o mare persecuție a creștinilor. Am povestit odată copiilor mei despre aceste lucruri. Atunci fata mea cea mică a început să plângă. Copiii l-au întrebat, de ce plângi? Asta poate să se întâmple în orice zi, a răspuns ea suspinând. Da, am spus eu, poate. Și ce se va întâmpla dacă nu voi putea rămâne credincioasă Domnului? Atunci mi-a explicat. Asta ar fi groaznic. Dar tu ai nevoie de un singur lucru. Să rămâi doar astăzi strâns legat de el. Acest timp al sfârșitului poate să vină peste noi începând cu ziua de mâine. Atunci nu mai avem nicio șansă să-l găsim pe Isus. Atunci nu se mai țin servicii religioase. Atunci clopotele vor fi topite și prelucrate în statui spre gloria Antichristului. Atunci se vor face muzee din biserici, în care vor fi expuse fotografii din vremea tinereții Anticristului. Oamenii vor cere atunci în zadar un cuvânt de mângâiere. Dar pentru că au respins pe singurul mângâietor, pe Iisus, altul nu mai există. Nici măcar eu, mă, copii. Am citit, Felix, știi? Am citit în profetul Ieremia, citat, pentru că m-ați lepădat, vorbește Domnul, nu mai este pentru voi niciun mângâietor. Omul este, și știi ce, lui Ieremia nu-i vorbea Iisus Hristos. Lui Ieremia îi vorbea toată dumnezeirea, dacă știi cine e. Omul este atunci în toată nemângâierea și disperarea lui la discreția oamenilor. Eu cred că creștinii se pot socoti fericiți chiar dacă ar trebui să moară. Ei au mângâietor în această perioadă groaznică. Am fost mișcat citind cuvântul lui Isus. Oameni, citat, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care să se întâmple pe pământ. Și mai este un citat, tot, mi se pare tot în Apocalipsă, zice, oamenii își vor da sufletul de groază la auzul sunetului, sau nu știu cum zice, roar, sau nu știu cum zice, fine, cu urletului mării și valurilor. Iar Apocalipsa lui Ioan spune că știi, nu trebuie să fie potop ca să fie dezastru. Iar Apocalipsa lui Ioan spune, Anticristul va umple lumea cu muzică de fanfară și cu steaguri. M-am gândit, citat, cum să împaci aceste două afirmații?
Pe de o parte se vorbește de teamă și așteptare și apoi totuși de succese mari. De când am trăit în anul 1933, știu că lumea poate fi plină de urale, muzică de fanfară și steaguri și totuși plină de teamă și de așteptarea lucrurilor care au să vină. Dar când anticristul se află în culmea puterii lui, când triumfă și crede că a terminat-o cu Iisus Hristos, atunci intervine Dumnezeu. Iisus vine iarăși în glorie. Despre anticrist nu se mai spune mare lucru, căci Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Cu cât mai întunecate vor deveni vremurile, cu cât se precizează mai mult conturile înspăimântătoare ale confuziei omenirii și a domniei anticristului, cu atât mai mult vor ridica capul oamenii care citesc Biblia. Ei așteaptă reîntoarcerea lui Iisus. Azi dimineață nu m-am rugat, n-am citit Biblia, pentru că am făcut o povestioară ca Borges. 3. Să citesc Biblia după asta. Hai să citim un verset de cântare. 6:3-9. Cerurile măresc pe Creatorul care despre el vestesc numai. Pământul mare a spună lui mărire, omul ascultă al lor grai. Ale cui sunt pe cer milioane de stele, cine conduce soarele, el se ivește și varsă lumină, lucind frumos cu glorie, lucind frumos cu glorie. Și al doilea verset, ultimul. Privește dar la lucrurile sale care le-a făcut așa frumos. În toate vezi ordin și înțelepciune, așa în cer cât și jos. Domnul Creatorul tău e înțelept bun, e Domnul bunei rânduieli. El te iubește și te mântuiește, te închină și laudă pe el. Te închină și laudă pe el. Asta parcă e Reim de la Rukmani. Cântec foarte vechi. Și înregistrarea din anii 50, secolul trecut. Deci, cu cât mai întunecate vor deveni vremurile, cu cât se precizează mai mult conturile înspăimântătoare ale confuziei omenirii și ale domniei anticristului, cu atât mai mult vor ridica capul oamenii care citesc Biblia. Ei așteaptă reîntoarcerea lui Iisus. 3. Ce se întâmplă după revenirea lui Iisus? Și aici Biblia nu trasează decât liniile mari. Ea spune mai întâi că Iisus va domni 1000 de ani pe acest pământ ca împărat. Probabil că și aceasta e tot o vorbire simbolică și înseamnă că Iisus va domni o perioadă lungă. Eu cred că totul e logic. Mai întâi survine dezvăluirea confuziei omenești. Toți în confuzie, cam toți suntem. Apoi urmează ultima încercare a încăpățânării omului de astăzi. Apoi urmează ultima încercare a încăpățânării omului de a salva lumea. Și apoi trebuie să domnească împăratul meu. Și el poate să domnească. Mergeți numai în căminele unde domnește Iisus. Da, există și azi cum cămine unde domnește Iisus. Încă de la intrare veți simți, aici e o altă atmosferă. Am cunoscut odată o tânără pereche, într-o zi el a venit la mine și mi-a spus, aș vrea să capitulez înaintea lui Dumnezeu. Până acum am fost un ateu, am vorbit public împotriva lui. Acum nu mai pot. Și apoi s-a descărcat. Mi-a mărturisit eșecul căsniciei lui. El spunea, citat, vreau să arăt lumii că și fără Dumnezeu poate exista o căsnicie fericită. Și acum totul se dusese de râpă. Lângă cadavrul primului lor copil s-au bătut. Și acum îl recunoștea. Dumnezeu este împotriva noastră. Ridic steagul alb. Înmormântarea copilului pe care am ținut-o atunci a fost tulburătoare. Aici sicriul copilului. Într-o parte bărbatul cu ceata lui.
În cealaltă parte, tânăra femeie drăguță, strângând din dinți cu anturajul ei. Două lumi, două partide și între ei copilul mort. A durat apoi mai mult de un an până ce femeia a ajuns la credința în Domnul Iisus. Nu uit cum i-a scris într-o dimineață de Paști. Citat, a înviat și în inima mea. Chem citatul. Apoi s-a căsătorit, trăiau în concubinaj. Și acum au început din nou de la zero. Erau oameni independenți și inteligenți. Dar acum trăiau într-o armonie minunată. Soțul mi-a explicat într-o zi cum s-a făcut asta. Vedeți, la noi altădată totul mergea prost. Și acum de ce merge bine? El a răspuns tăcind. Pentru că acum Iisus conduce la noi. Acum nu mai spune soția mea, eu conduc. Și eu nu mai spun, eu conduc. Și acum te văd ce vrea Iisus. Și atunci merge. Atunci m-am gândit, dacă Iisus conduce deja aici în cămin așa de frumos, de bine, de minunat, ce va fi atunci când El va fi împărat pe pământ? Această împărăție de 1000 de ani va fi ceva minunat. Știți? Iisus e împărat. O, ce zi măreață, Iisus Hristos ca soare! După ce Iisus a domnit, această omenire fericită este pusă încă o dată la probă. Dacă inele sunt într-adevăr transformate, diavolul va fi dezlegat și atunci se va arăta că inima omului nu s-a schimbat în fond și că omenirea a rămas aceeași. Biblia arată că va mai fi o ultimă revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și apoi vine sfârșitul lumii. Sistemul solar se va dezintegra. Cerul și pământul vor trece. Și apoi se spune. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea lui Dumnezeu. Niște cărți au fost deschise. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul cu foc. M-a întrebat cineva odată, cine stă atunci pe tron dacă totul a trecut? I-am spus, nu-ți fă griji de asta, îngrijește-te mai degrabă de felul cum vei sta în fața celui tron. Cineva poate să se piardă. Eu aș vrea mai degrabă ca acest adevăr groaznic să nu existe în Biblie. Dar în viața noastră există această posibilitate înspăimântătoare. Noi putem fi pierduți pe veci. Trebuie să vă spun aici o istorioară. Într-un castel scoțian s-a dat o recepție. Discuția a ajuns la creștinism. Invitații erau așezați în jurul căminului, unde ardea un foc mare. Atunci un domn bătrân și foarte elegant, adresându-se stăpânei casei, a spus, deduc din cuvintele dumneavoastră că sunteți creștină. Credeți sincer tot ce credeți, tot ce scrie în Biblie? Da. Că morți învie? Da. Și că toți vom fi judecați? Da. Și că cine nu e scris, și că nu e găsit scris în cartea vieții va ajunge în iad? Da, cred. Atunci omul se scoală și traversează sala. Într-un colț este o colivie cu un papagal cu pene ondulate. El ia papagalul din colivie, se duce spre cămin și face o mișcare de parcă ar vrea să arunce pasărea în foc. Speriată, doamna îl apucă de braț și spune, ce faceți, biata pasăre? Atunci domnul râde. Vedeți, doamnă, vă e milă de pasărea aceasta și cel pe care îl numiți Dumnezeul dragostei ar arunca milioane de ființe în iad? Ciudată dragoste mai e și asta. O clipă, domnește tăcerea. Apoi doamna spune, citat, vă înșelați, Dumnezeu nu aruncă pe nimeni în iad. Noi înșine alergăm într-acolo. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie smântuiți. Salvați! Chem citatul. Biblia ne arată referitor la judecata lumii un tablou zguduitor. Vedem scaunul de judecata lui Dumnezeu. Citat. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înainte de Dumnezeu. Chem citatul. Cum respinge omul cu toată puterea acest mesaj al judecății? Aceasta nu-i adevărat. Citat, aceasta nu e adevărat. Unul din tinerii mei prieteni a fost întrebat la fabrică de un coleg. Crezi cu adevărat în judecata de apoi? Da, cred. Celălalt și-a bătut joc.
Fii atent! Câți oameni trăiesc acum pe pământ și câți au trăit până astăzi? Și acum imaginează-ți că fiecare din ei trebuie să fie judecat. Cât timp o să dureze? La asta tânărul i-a răspuns. Când o să vină acel ceas, vom avea tot timpul, pentru că nu vom mai avea altceva de făcut. Da, Dumnezeu are și atunci timp pentru noi. Atunci Dumnezeu ne arată pentru ultima oară că ne ia în serios când ne judecă pe fiecare în parte. Dumnezeu ne-a arătat că ne ia în serios când Fiul Său a murit pentru noi. Iar dacă tu nu ții viața în serios și o irosești în păcat și ușurătate, Dumnezeu te ia în serios. Aceasta se va arăta în ziua judecății. Istoria despre viitor din Biblie se încheie astfel. A citat, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Și apoi Biblia ne zugrăvește această lume nouă în culori suprarealiste care scot în evidență un singur lucru. Dumnezeu și-a atins scopul. Iar cei care se află în cartea vieții populează lumea cea nouă și vor fi asemenea lui, asemenea Fiului lui Dumnezeu. O lume fără poliție, fără închisori, fără păcat, fără moarte, fără judecată, fără satana, fără război, fără durere. Tu însuși trebuie să citești aceste minunate capitole, Apocalipsa 21 și 22. Sunt imagini suprarealiste care ne depășesc înțelegerea, căci noi nu cunoaștem decât lumea păcatului, a morții și a suferinței. Eu aș vrea să fiu în această lume nouă a lui Dumnezeu. Tu nu? Acum punctul 4. Ori. Aș vrea acum să trag o concluzie la ceea ce v-am zis. Vedeți? Cu cât studiez mai mult acest tablou de sfârșit al Bibliei, cu atât sunt mai frapat de faptul că la sfârșit vor exista numai două feluri de oameni. Salvați și pierduți. Și acum vreau să fac și o paranteză. Mie Freddie Mercury, când eram copil, prin 91-92, mi-a salvat viața. Și cu Magic Johnson. Deci, acolo a fost har. Și spune Iisus Hristos, nu vă bala cam mult, dar spune Iisus Hristos un lucru. Despre o femeie care a venit și a turnat mir pe picioare, trebuie în casa unui fariseu, Simon sau cum așa ceva. Zice, vezi, eu am venit la tine în casă, nu m-ai spălat pe picioare cu apă, nu mi-ai dat sărutare, nu mai nu știu ce. Dar această femeie a făcut toate, pentru că a iubit mult, i s-a iertat mult. No. Hai să citim mai departe. Deci, și eu am citit Divina Comedie cu tot cu Purgator și nu știu ce să zic. No. Ca poezie e minunată și Purgatorul e deosebit. Adică, toți care se gândesc la Divina Comedie, se gândesc, oh, infernul, că așa. Nu. Să vezi Purgatorul. Este un alt nivel de conștiință și după aia Paradisul. Cumva Purgatorul poate că e viața asta. Muntele ăsta pe care suntem și pe care ne zbatem pentru masa de fiecare zi, nu? Ce să facem? Și, nu, de altă parte mai zic o notă. Dumnezeu nu zice că cine nu vrea să muncească sau cine nu muncește să nu merită să mănânce. Nu, asta e greșit. Domnule Lee, Dumnezeu zice că cine nu vrea să muncească, să postească, să sfințească. Ce zice aici? Deci patru, ori. Aș vrea acum să trag o concluzie la ceea ce v-am zis. Vedeți, cu cât studiez mai mult acest tablou de sfârșit al Bibliei, cu atât sunt mai frapat de faptul că la sfârșit vor exista numai două feluri de oameni. Salvați și pierduți. Iar dacă spui, mai nimeni în lume nu se preocupă de Iisus, atunci pot să-ți răspund. Pot să fie foarte mult pierduți. Părinții noștri s-au rugat cu privire la împărăția lui Dumnezeu.
De nu sunt mulți cei ce intră, ajută-mă să mă aflu printre cei puțini. Chiem citatul. La sfârșit există numai salvați și pierduți. Atunci aș vrea să mai adaug ceva. Vedeți acolo o carte. Pe sobă. Pe clasa a treia, numai că era pusă verticală în spatele băncii noastre și Roșco Ionel la pedicostală, eram ortodox, era cartea aia și am citit-o pe clasa a treia. Ăla merge, săracul, cred că merge la anzi, la mama lui, sau poate că este chiar ăsta, cred că e, de la Penini la anzi, știi? Nu cred că e Marcu, dar ar putea fi. Oricine, putem fi ori ăla Marco, ori ăla altul. Copilul care merge la mama lui, nu? Ori Marco, ori Marco Giovanni, nu? Deci, numai două feluri de oameni, salvați și pierduți. Iar dacă spui, citat, mai nimeni în lume nu se preocupă de Iisus, atunci pot să-ți răspund, citat, pot să fie foarte mult pierduți. Părinții noștri s-au rugat cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Citat, de nu sunt mulți cei ce intră, asta e vers, ajută-mă să mă aflu printre cei puțini. Vers psaltic, înțelegi? Rime de idei. Nu atâta de terminații ale versurilor. La sfârșit există numai salvați și pierduți. Aici aș vrea să mai adaug ceva. Mai întâi un cuvânt despre cei pierduți. Prietenul meu, Paul Humburg, a povestit o dată, am citat, am avut un vis. Și eu am avut un vis. Era în ziua judecății, l-am auzit pe Iisus spunând celor pierduți, plecați de la mine, blestemaților. Așa scrie în Biblie, zice Humburg. Și eu i-am văzut plecând, sau poate că zice Humburg. Așa scrie în Biblie. Și eu i-am văzut plecând cu capul plecat, speriați, deznădăjduiți. Apoi am observat cum unul din ei îl întreba pe celălalt, ai văzut și tu? Da, a răspuns acela. Și eu am văzut. Mâna care ne-a respins era strepunsă. Ea a fost străpunsă la cruce și pentru noi, dar noi nu am ținut seama de ea, iar acum suntem pe drept pierduți. Auzi, El a murit și pentru tine. E absolut indiferent dacă crezi sau ești ateu, dar trebuie să știi, Iisus a murit pentru tine. Vino acum la acest Domn, iar dacă spui, sunt păcătos, atunci poți numai să-ți răspund, El caută tocmai pe păcătoși, ori păcătoși suntem toți. Iar dacă spune cineva că este perfect, atunci minte de îngheață apele și la fel de pierdut ca acela care spune că nu are nevoie de Mântuitor. Ei sunt așa de pierduți că nici nu dau seama că sunt pierduți. Și acum vedeți un cuvânt pentru cei salvați. Vedeți descrierea Bibliei despre lumea viitoare. Vedeți, în descrierea Bibliei despre lumea viitoare spune că noua capitală, Ierusalimul, are 12 pietre scumpe ca temelie. Și pe aceste pietre scumpe stau numele celor 12 apostoli sau și ale celor 12 patriarhi, fiul lui Iacov, nu? Marturii Evangheliei. Am încercat să-mi imaginez asta. Pe una scrie Petru, apoi Ioan, Iacov, iar pe alta scrie Matei. Știți de unde provenea Matei? El era un traficant teribil, un specialist al pieții negre și ale sculpcheriei. Într-o zi, pe când sta să-și facă ocupația lui murdară, Iisus trece pe lângă el și îi spune să-l urmeze. Și atunci Levi, cum se numea înainte, lasă totul baltă și merge după Iisus. El vede apoi pe Mântuitorul murind pentru el și pe aceea înviat și reîntors în numele lui invizibilă. El îl vede trimițând Duhul Sfânt. Mai târziu, prietenii lui spun, ai trecut prin atâtea de când erai cu Iisus, de ce nu le scrii? Și asta a și făcut. Așa a apărut Evanghelia după Matei, pe care o avem în Biblie și prin care milioane de oameni l-au găsit pe Iisus. Și eu, eram copil, Matei și Luca.
Ioan 1, chat prin Marcu. Pentru că tatăl meu spunea că e prea greu să citești Evanghelia după Ioan, deși el era om mare, avea peste 37 de ani. Și dar să citești capitolul, dacă nu citești capitolul 1, nu ești om. Ca și la Ezechiel, capitolul 1. Mai târziu, prietenii lui îi spun, ai trecut prin atâtea de când erai cu Iisus. Deci, și prima carte care a citit tatăl a fost Apocalipsa, la 6 ani. Era penticostal. Ai trecut prin atâtea și s-a învățat singur să citească. Mai târziu și visa că cineva îi dă creioane și ce zice, ce te scris și astea. Mai târziu prietenii lui îi spun, eu visez că citesc, trebuie astea, sau că scriu un vis, trebuie astea. Mai târziu prietenii lui îi spun, Matei, știi? Citat, ai trecut prin atâtea de când erai cu Iisus, de ce nu le scrii? Și asta a și făcut. A apărut Evanghelia după Matei, pe care o avem în Biblie și prin care milioane de oameni l-au găsit pe Iisus. Noul lui nume, Matei, numele acestei lichele pe care a salvat-o Iisus, stă în lumea cea nouă pe un loc proeminent. Atât de mare e harul lui Iisus Hristos, cu atâta putere salvează El. Iisus a văzut în Levi nu atât ruptășitul, cât mintea. Înțelegi ce zic? El fiind tax collector. Și a știut că el va face o interfață între Vechiul Testament și Noul Testament, să meargă nu pe lovele, ci pe versurile care spun de Iisus. Că toată Biblia spune de Iisus. Și nu numai de Iisus. Dar trebuie să crezi și să te duci la Baia Mare. Atât de mare este harul lui Iisus Hristos, cu atâta putere salvează El. Și acest har vrea acum să-și înceapă în tine lucrarea. Nu te împotrivi. E vorba de mântuirea ta pentru acum și pentru veșnicie. Gândește-te și tu, pocăitule, sau alt. Dacă Iisus, care e Fiul lui Dumnezeu, e așa mare, Maria, care e mânie sa, cine e, mă? Zi tu că ești român și că ești om normal. Nu i-a l-a învățat, mă, zi mama, zi papa, zi tata, zi nu știu ce, rogă-te, hai acum să te schimb, hai să te lai, hai să te spăl, hai să te tund, hai să fac nu știu ce, hai să, uite, vezi, asta e mâncare, uite, mănâncă din asta, nu mânca din asta, mănâncă din asta, nu mânca din, uite, vezi ce hăinuță ți-am făcut, vezi ce. Deci Rahela stătea și își plângea copiii și nu lăsa să fie mângâiată pentru că nu mai sunt. Aceasta este predica pastorului Bush. Și eu vă spun că am avut o discuție aseară despre blaga cu tata. Cred că aici este chiar blaga. Am pus o poză cu blaga, nu cu Bush. E bine, Blaga a trăit cam perioada lui Bush. Nu știu exact când s-a născut Blaga, 1995, 1997. Bush s-a născut și el prin 1997, cred. Sau 1999, în fine. Și Blaga, cred că a trăit până în 61. Iar ăsta Bush a trecut până în 66. El călătorea mult, predica și vă spun, și aceasta este fata lui Blaga, Dorli. El i-a făcut numele, Dorli Blaga. Poate mai trăiește, poate nu mai trăiește, nu știu. Oricum, când am făcut eu chestia asta, cred că mai trăia. Ce o să spun? Din punctul meu de vedere, ca și
om, nu? Că nimeni nu-i creștin, musulman, filozof, inginer, astea sunt niște denominații, niște confesii. Suntem oameni toți. Suntem peste 8 miliarde de oameni pe pământ, toți unul ca altul. Că ești negru, că ești alb. Acum nu. Dumnezeu ne-a făcut să fim așa și El le-a spus evreilor, băi, nu vă amestecați. Nu. Deci ideea e că ar trebui să rămânem, știi, care suntem români, să fim români, care sunt evrei, să fie evrei. Că așa ne-a făcut Dumnezeu, nu ne apucăm noi să facem noi lumea. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, acum nu vreau să ridic în slăvi pe Blaga, vreau să zic că Blaga avea o inteligență și o spiritualitate, nu, mai încoace, nu, mai pe marca romana Germaniei și Austriei, Italiei, nu? Care echivalează cu înțelepciunea nou testamentală a lui Bush, pentru că să știți că cartea Iisus, destinul nostru, dacă vedeți titlul acolo, este despre, deci este un nou testament, știi? Rescris. Deci el nu-și bate capul cu Zaharia, cu Maleahi, cu nu știu, nu. El, asta a fost cântecul lui de lebădă, siringsul lui Iisus. Iisus și, nu, din perspectiva luterană, care este destul de rezonabilă, zic eu. Uite cum ar fi aici Dumnezeu cu Maria. Și mă refer din punct de vedere luteran. Acum noi avem luterani în țară, avem președinte care este luteran, cred, dar, încă mai avem, dar eu vreau să zic, te duci la german, te duci la Bush și zici, băi, bossule, vezi? E adevărat. Tu zici despre Dumnezeu, dar de Maria ce zici? Și știm de la Luther, că el a trasat doctrina, care spunea Ștefan că e foarte importantă, că să știți că Biserica Luterană prețuiește pe Fecioara